Haideți, domnul sergent, lăsați că o să iasă soarele și pe strada dumneavoastră, să vedeți. Când, bă, Vandame, când? Că la film n-am avut succes, în dragoste canci. Auzi, mă, să nu găsești o iubitică de atâtea episoade, mă. Sunt ultimul om, eu, mă. Dar nici eu nu mi-am găsit, domn sergent. Mă rog, sunt penultimul. Crezi că mă căzește cu ceva? Domn sergent, iubirea dintre doi oameni e ca doi magneți. Dacă nu vor ei, nu se atrag. Uitați, îl pun pe ăsta aici și îl întorc pe ăsta invers. Vedeți, dacă nu vrea el, nu-l atrage. Cum îl întorc pe ăsta la invers? Ați văzut? Imediat l-a atras. Ai că zici să-l întorc pe Emma cu spatele la mine, că imediat ea se lipește de mine, a? Sunt șanse, dar trebuie să aflați ce polaritate are. Oricum, merită să încercați. Hai, baftă! Auzi, stai așa, mă, ia lasă-mi și mie magneții ăștia, mă, să mă ușor la ei, să studiez un pic fenomenul. Da, aveți grijă de ei, da? Că... Da, cadă ochii din cap. Să trăiți! Care vă zic că dacă sunt așa spados, dacă sunt așa, sunt ca Emma. Mă atrag de Mărlanu. Nu mă atrag, mă atrag. Nu mă atrag, mă. Ce chestie, mă. Ai dracu, magneții ăștia, bă, tari ca piatra. Greu să mai pilești, auzi? Păi, eu zic că ajunge câtă materie primă am făcut. Să pun aceea în sucul ăsta. Gogoșica! Ce gogoșica? Sunt zeu un sex. Continuați, că eu nu mă uit, nu mă interesează pe mine. Apropo, știți ce polaritate aveți fiecare? Polaritate? Adică care-i plusul și care-i minusul, bă, dobitocule? Că alminte nu mi-explic cum dracu vă atrageți, că sunteți pe plus și pe minus. Mărlane, te simți bine? Mă rog, să te pocnesc ca să-ți dovedesc. Gogoșica! Bă, tâmpitule, mă, până ai văzut și tu la televizor, bă, că oamenii te enervezi ca ciunga în traistă. N-ai văzut la televizor că oamenii de mai multe feluri? Oamenii e pozitivi, e negativi. Uite, eu de pildă sunt pozitiv, că m-am testat azi la orice, mama dragă. Ești pozitiv? Normal. Ia, hai să vă verific și pe voi, că să văd care cum sunteți. A, nu, mă atinge, nu mă atinge! Dă-te, mă, la o parte să verific pe aia! A, dă, ce ciufută, bă! Ia, stai să te verific pe aia! Da, iartă-mă, nu vreau! Pardon? Stai, sergent, că-s femeie gravidă! Dă-le, mă, s-a de tâmpit, vreau cu aici, stai aici lângă mine, cam o treabă cu tine, foarte important, trebuie să facem un experiment. Experiment șefu? Nu, bebele nu trebuie pus în pericol. O, fai, că-i fără violență, ai răbdare. Ia aceea, stai ți-l ameste, bine? Ia și crapă în tine. Eu nu beau acidulat, bebele. Hai cu ea. N-ai nimic, iete, îți dau praf. Ia. Nu vreau. Ce are, fai, că-i bun, uite, beau și vreau. Ce-i asta? E supliment de magnet. Ăsta... de magneziu. Ia și crapă că e bun pentru copil, pentru bebe. E... Bagă tot! Simt! De-aia, draci, dacă nu am avut dreptate, tâmpitul, funcționează! Ce-i asta, șeful? Magnetismul, fai de... Magnetismul dintre un bărbat și o femeie funcționează! Dar trebuie stimulat cu de-asta! A mea e Emma, Doamne! A mea e Emma, dacă nu o să stea cu lipită de mine ca barca de scrisoare, auzi? Adică... asta face ca să ne... Exact, iepuraș. Crește atracția dintre plus și minus, adică dintre bărbat și femeie, că noi bărbații e pozitiv, femeile e negative. Dar de ce femeile sunt negative, hă? De panarabe, ce sunteți? Că mergeți pe la mall-uri și ne cheltuiți banii. Și atunci nu rămânem pe minus, că ne cheltuiem, că noi avem un plus, dar luați voi să bine divar focul. Că m-am și enervat. Ia și crapă, tine!
Da, șeful a recunoscut-o singur, în fața noastră. Mă, Mârlanu? Da. Cum trebuie să fie pozitiv, mă, că l-a n-a mai fost la femei de... Ne, știți dumneavoastră? Păi dacă a fost la... pe centură. Păi puteți dumneavoastră să băgați mâna în foc pentru el? Îl omor. Îl omor. Dar de fapt ce să-l mai omor eu, că-l omoară boala? Ce mă fac? Trebuie să-l izolez, nu? Corect. Și preiau eu prerogativele, nu? Nu puteți să-l izolați, asta e discriminare. N-aveți voie să eliminați din colectiv persoanele seropozitive. Păi dacă aud aia de la Bruxelles, iese scandal mare. Și ce mă fac? Hai mă, Bibilico, lasă-mă. Sunt obosit, n-am chef acum. Păi normal că nu mai ai chef, că de când am făcut burtică nu mai corespund. Sunt doar o balenă. Iar exagerezi. Sunt doar puțin slăbit, atâta tot. Serios? Da. Atunci e asta. Ce e asta? Un supliment alimentar. Magneziu, am vrut să zic. Pentru anemia ta. Adică să înghit eu chestia asta? Da, Bibilăi, să vezi ce bine o să fie după. Stai mă, Bibilică, totuși... Înghit, am zis! E, las că vezi tu, domnul Pupăză. Hai să o pun toate. Să fie mai tare. Ce faceți, mă? Cum a fost? Ne-a rupt bestia, șeful. De bă, dacă n-a știut să apreciați Mârlanu, aveți gogoașa înfuriată. Auzi, mă, Pupăză, vezi că ți-am făcut aici un cocktail de vitamine, mă, să te refaci, că știam că vă îndoaie ăsta. Ia, prietenul la nevoie îți cunoaște. Mulțumesc, șeful. A, da, e acidulat, eu nu beau așa ceva. Nu e acidulat, e cu vitamine, băi, e energizant ca să te hidratezi, că dacă ești deshidratat, ești de-aia dracu. Mă înțelegi? Dar un gust de... De energizant, că asta e energizantele, ca să fii hidratat, să nu-mi cazi mie, porbă, că și-o răspunderea ta. Mă rog, stai invers. Hai, bea, bea! Ce faci, băi, Pupăză, bei înaintea superiorului? Hai, dă-ți. Ia uite, bă, cât tupeu pe capul lui. Bun. Asta se confiscă. Ca dovadă că ai fost obraznic și n-ai respectat superiorul. Dați-mi sticla înapoi, de unde să ajung. Bravo, mă, Pupăză! Gogoașă! Îți par botul ăla, îți plătești ușa! Și tocul și zidul! Bravo, mă, Pupăză, mă! Am bază în tine, mă! Știam că mă rezolv cu puțitul ăsta de gogoașă! Ce faci, mă? Dai brâși că te nebunesc! Eu n-am... Dau una peste botul! Ce smardoi te fac vitaminele astea? Păi dacă știam eu, m-am dat migean. Wow, ce cafea e asta, mă? De ce? Nu știu, are gust de coclit. Ți se pare ție, e decofeinizată și de asta. Le-am pus-o în cutia cu cafea, domn sergent. Dar sper că ai pilit de la minus, nu? Am pilit de unde mi-ați arătat dumneavoastră. Dar are vreo importanță? Pe normal că are tâmpitre, că ea băut de la plus. Și ea trebuie să bea de la minus ca să ne atrage, mă, tâmpitre. Că... Auzi, plusul și minusul e la fel la toți magneții? Nu știu. Păi ce nu știi, tâmpitre, că lui Pupă să i-am pilit de la alt magnet? Dacă nu să... Apropo, mă ai certat cu Ema? E, tot la cuțite sunt. Am
Ce dracu de cafea e asta? Nu știu, șef, am luat-o și eu de la fete, că noi nu mai avem. Și ai fiert-o în ibric coclit? Ieși afară de aici! Ieși! Mărlane! Ordonați, șeful, m-ați chemat? Dar ce ai spățit? Nu știu ce s-a întâmplat, mi s-a lipit lingurița asta de mână, parcă aș avea magnet. A, da, să vă ajut! Na. Stai departe de mine. A, da, corect, că eu sunt pe invers și dacă mă apropine... Ești pe invers! Da, da, pozitiv, că m-am testat! Deci e adevărat? Normal, hai să... Na, nu te apropia de mine, mă! Fată, eu înțeleg că ți-au luat-o hormonii razna de la sarcină, dar eu nu sunt de aia, da? Nici eu nu sunt de aia, da? Dar nu știu de ce, nu pot să mai mă deslipesc de tine. Cred că e de la magneziu ăla. E puraș, nici eu nu sunt, să știi. Pune mâna să vezi cum mișcă. Ce-ai, dragă? Nu știu, mă respinge. E, na, cum să te respingă? Nici nu te cunoaște. Hai. Nu știu, nu pot să-l ating. Zi mai bine că pe mine nu vrei să mă atingi. E exact ca un cărț. M-ai lăsat cu burta la gură și acum mă găsești respingătoare. Nesimțitule, ieși afară, am zis. Bine, tu dai într-o femeie gravidă. Ai făcut tu asta pentru mine? Normal, iubi. Și dacă nu era șeful să mă trimeață la generalul Lupește, am fi avut cea mai romantică seară din întreg Mapamondu. Dar ce zic eu din întreg Mapamondu? Din întreaga cala lapte, dacă cunoști astrologie de asta. Hai, vină încoace, fraierule. Iubi, vin! Și-am venit! Iubi, nu pot! Fiorete, deja m-am săturat de timiditatea asta ta. Vin odată! Da, nu sunt timid! Eu vin, fii atentă! Dar nu... Dă mâna încoace, băbălăule! Iubi! Ce te... Iubi, hai, da. Gata, dă-te jos, că trebuie să mă duc la filmări, hai. Stai că nu pot. Cum nu poți? Încetează cu chestiile astea, chiar ne supără. Dar nu pot, pe bune. Iubi, te rog frumos, dă-te jos, să știi că dacă încerci să rezolvi ceva cu chestia asta, te înșeli. Hai, dă-te jos, hai mă, te rog frumos, dă-te jos. Iubi, să știi că tot prind un moment. Că voi, femeile, trebuie să ajungeți des la toaletă, că aveți vizica mică. Te rog frumos, nu te juca cu mine, că mă enervezi, haine! Lasă că-ți ochi ochiul, bine? Fă pipi că vine trenul, fă pipi că vine trenul. Nu pot, tu te-ai tâmpit, m-am lipit de tine! Crezi că de filmele tale nu mai pot eu? Da? Și încerci să mă prostești pe mine cu chestia asta acum, nu? Caporal, bine că ai venit, te rog frumos, ajută-mă să mă dezlipesc de femeia asta, hai, trage de ea! Hai mă, eu ordin, trage odată! Ceapă! Ariana! Ce-i faci, mă, nesimțitule? Aha. Crezi că mă faci geloasă dacă o pup pe prietena mea? Bine! Mârlane! La ordin, prințesa mea! Mârlane, crezi că poți să-mi faci și mie ce-i face scârbosul ăla Ariane? A, nu, că și mie... Știam că te atrag! Vino! Ce faci, mă? Cu ce mă împingi? Cum?
magnetismul ăsta al meu cu... Tu vreau să te pup, nu-mi explic. Păi pupă-mă odată. Ai! Bă, ce dracuare că nu merge. Mărlane, mărlane! M-am prins! Van Damme trebuie să fie doi! Van Damme, unde ești că te omor, mă? Rămâneți cu noi, revenim imediat. Te-am zis să dispar din ochii mei, brută! Bibilico... Aul, tu... Bibilico, sigur trebuie să există explicații. Ce mama dragului! Poate fi de la magneziu ăla pe care mi l-ai dat. Serios? Ăla trebuia să ne lipească trașcă. Dar, de fapt, ce vorbesc? Că pe mine m-a și lipit? Uite! Brută, ce ești insensibilă! Bibilico, te rog frumos, mai ușor cu acuzațiile. Poate aude copilul și crede că e adevărat. Și ce, vrei să spui că nu e adevărat? Eu m-am lipit singură sau ce? Mă faci și nebun acum! Afară! Ieși! Ieși, am zis, ieși! Ne vedem la tribunal, brută! Nu uitat! Ține-mă tare, nu-mi da drumul, că parcă văd că acum am iar fug la ușă ca tâmpitul. Ține, ține, ține! Să trăiți! Să trăiți, șefu! Ia uite, bă! Ce are de ce faci? Care te dăm drumul imediat? Da, șefu, am înțeles. Nu poate zile, mă atrage! Aha, de asta n-ai putut tu să... cu mine. Desiret, cum poți să crezi așa ceva? Chiar așa? Cum poți să-ți permiți locotenente să insinuezi despre un colonel că... Eu vorbeam despre Chiorete, șeful. Nu știți când i-am făcut tratamentul că avea porniri de-astea, homo? Nu s-a pupat cu pupăză! Chiorete, ia slabele după mine! Da, șeful, stai că și să... Nu pot, șeful! Mă trageți! Desiret, tu ai nebunit, tu știi că mie îmi plac fetele, dragă! Exact! Îi plac fetele! Bravo! Bravo, Chiorete! Da, mă? Și dacă îți plac fetele, de ce n-am făcut, mă, dragoste până acum niciodată? Ce? Stai! Ce? N-ați făcut dragoste până acum? Adică tu ești încă domnișoară? Să nu exagerăm! Chiorete! Ia slabele după mine că te omor! Van Damme! Luați-o! Ce-am mă scuze, șeful! Aoleu, adică voi toți sunteți o gașcă de... Mamă, cu cine vrea mă să mă mări, perfidule? Rane, dă-mi drumul imediat, că dacă îmi dai sida, nu știu ce să fac. Are sida? Am sida? Rane, dă-mi drumul imediat, că te împușc. Eu încerc, șeful, dar nu poți, nu vedeți că... Șeful, ce faceți? Șeful, potoliți-vă, șeful, nu! Amor! Hai! Domn sergent, vă simțiți bine? Ați ațipit, domn sergent. Eu? Eu n-ațipez niciodată, bă, tâmpitule. Eu meditam la subiect. Despre ce vorbeam? Despre magnetism, domn sergent. Auziți, eu nu înțeleg de ce plusul cu plusul nu se atrag. Că doar sunt frați, nu?
Sau le e frică să nu fie incestuoși? Mărlane, tu te simți bine? Vrei să te prezenți ca să-ți dovedesc? Păi bate-mi pitră, n-au zis tu la televizor că oamenii e de două feluri. Pozitiv și negativ. Îți spui eu sigur că m-am testat așa din aurii. Și cum ești? Împic că stau de vorbă cu tine. Mamă, și că-i nebun, așa-i de geloasă. L-aș văzut pe... Deci voi sunteți o întreagă gașcă de... Cu cine vreau să mă mărit? No. Mărlane, Mărlane, dă-mi bine, că dacă îmi dai să... Da! Ram-tam-tam! Cu pe care m-am testat, ram-tam-tam! Loricica, Dezirica, Loricica, Dezirica, Dezirica, Loricica, stai, Loricica, stai, Dezirica. Pupăză, îl faci tu să tacă sau îl fac eu? Lăsa șeful că îl fac imediat. Loricica, Dezirica, Pupăză, Pupăză, sunt blestemat, Pupăză. Da, noi, Fiorete, că de trei nopți de ți treci. Bă, dacă mă duc la platou cu ochii umflați, umflu și-o pai tăi! E cauza mea a ajuns, Loricica, ce a ajuns! Și m-a blestemat! Și de-aia n-am liniște să mă împac cu Deziret! Ce mă fac? Păi îi spui eu ce te faci, Fiorete! Te îmbraci frumusește-o la biserică! Mă duc! Dar e deschis la ora asta! Nu știu, dar dacă nu te duci tu la biserică, s-ar putea să te trimit eu la cimitir! Oh. Înger, îngerașul meu, ce mi-ai dat, Dumnezeu? M-ai chemat, Chiorete? Doamne! Sunt îngeri, Chiorete. Șeful nu se ocupă decât cu genezele și apocalipsele. Ia zi-mi tu mie, care-i problema? Deci știi că am o problemă.
Păi da, bineînțeles că tu te rogi doar când ai de belele, nu? Iartă-mă, luminate, cam să mă rog zilnic de acum încolo. Chiorete, o minciună ai mai spus și am plecat. Hai, soldat Chiorete, care e problema? Caporal prealuminate. Mă rog. Mă rog și eu. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu? Chiorete! Problema, Chiorete! Ha. Problema e că sunt o bestie, luminate. Am iubit două fete și le-am terminat pe-amândouă. Ești criminal în serie atunci. Să știi că chiar e o problemă. Nu, nu sunt criminal, doar le-am rănit. Păi ai vrut să le omori și ai ratat. Deci ești un criminal tântălău. Nu prea curate, le-am rănit la sentiment. Nici nu știu cum să-mi repar greșeala. De fapt, problema mea este că eu am impresia că le iubesc pe amândouă. Păi da, asta e deja telenovelă. Ai un pic de răbdare că mă întrupez și vin în unitate, că telenovelele astea nu merg rezolvate așa online. Trebuie să stăm mai mult de vorbă. Păi și eu cum o să te recunosc când vii? Hai mă, Chiorete, mă, păi da, e și greu. Câți îngeri chelioși crezi că sunt în rai? Câți? Da, stai liniștit, o să te prinzi tu. Acum am zburat că mă cheamă Sfântul Petru. Ce exemplu ne dăm noi, mă, dacă ne pismuim? Nu mai bine ne avem noi ca frații, mă. Zi, mă, frate! Mărlane, zi ce urmărești. Eu? Nimic, uite, să n-am parte de tine dacă te mint. Mă rog, și ție ce țese la afacerea asta? Nimic, nimic, doar ție țese gras. Și asta nu e un apropo la prietena ta, Bârtica. Mărlane, clar, ce-mi iese? Păi dacă ne avem ca frații, înseamnă că tu mă sprijin pe mine să intru și eu în cetatea filmului cu dreptul, bă. Că așa fac frații, bă, să ajută trei. Și îți dau și eu un procent de 30% acolo, partea ta. 50. 35. 40. Bă, tu te tocmești cu fractul? Bă, frate, dar până să-i pupani. Bine, mă, atunci 35% și un butoi cu brânză. Dar mi-a lăsat și mie o probă. Mâine, când poți la regizorul la... Dar de ce tocmai mâine? Pot și astăzi. Azi? Îngerul meu, gogoșică, mă, tu ești un înger, mă. Tu ești îngerul nostru. Bă, dar într-o persoană mai agreabilă nu putea și el să intre. Auzi, dar vrem sfat de la îngerașul? Trage-și tu puțin de fiare, să pară că ai ușchi. E un pont din lumea filmului. Sau? Uh-huh. Mersi, mă, gogoșică. Băi, ești un înger, mă. Înger, mă, nu om, înger. Uite-ar focul de umflat. Îi mai ajut și pe alții? Ajut pe toată lumea care se poartă bine cu mine, Chiorete. Îngerul meu, eu o să mă port întotdeauna frumos cu tine și o să te ascult cu sfințenie. Chiorete, nu fi prea lingău că... Iartă-mă! Zi, mă ajuți? Te ajut, dar cu ce? Să-mi o scoți din capă, Loricica, că sigur de aia nu pot să mă împac eu cu Deziret. Aha, vrei să te pun față în față cu fata? Cu care fată? Cu Loricica, că doar... A, da, dar fără să mă pui față în față nu se poate? Păi nu se poate, bă, că trebuie să te întâlnești cu fata și să vă hotărâți o dată. De mai vrea, nu te mai vrea? Care fată? Cu Loricica, Chiorete! A, așa, că de ea era vorba. Și dacă mă vrea, ce mă fac? Păi băi, atunci te hotărăști, ori Loricica, ori Dezire, cu care te simți cel mai bine la par. Că să știi că chestia asta este cel mai important lucru într-un cuplu. Să-ți fie clar. Dar eu nu știu cum e Dezire la pat, că noi n-am făcut niște treburi. Păi și ce poți ești, frate, du-te! Dar suntem amfroa. Hă? Adică suntem certați. Păi atunci și mai bine, du-te și fă-ți dragoste, dă-mi păcare. Hai, mărci! Dar stai! Stai puțin. Mai întâi du-te și te odihnește, că după noaptea care ai avut-o, s-ar putea să adormi pe doamna. Am dus. Ah, îngerul meu! Ce dracu?
Hai, domn sergent, ce naiba v-a apucat? Dumneavoastră nu sunteți obosit după noaptea trecută? Bă, vedetele Hollywood... Ăștia din America, starurile de film, n-are voie să este obosit de pupăză. Cu ce crezi că s-o umflă mușchi? Cu somn? Da, e musai să aveți și mușchi umflat, domn sergent. N-ajunge că aveți burta aia umflată? Auzi, șeful, nu mai bine mergeți afară și ridicați mașina lui domnul comandant, că patul ăsta e mizilic pentru mușchii dumneavoastră. Așa nu progresați deloc. Corect, bă, pupăză. Plus că le impresionez și pe fufele alea din mașină dacă le îmbrățișez cu tot cu mașina. Cum dracu de nu mi-a venit ideea asta mai devreme, nu-mi dau seama. Bă, voi sunteți nebuni, ăsta-i rupe bara lui șeful de la mașină, dau de dracu! Ce faci, tașică? Ce-i? Ce ăștia doi? Mărlanu vrea să tragă de mașina lui șeful și Vandama apără mașina lui șeful. Dar de ce vrea Mărlanu să tragă de mașină, a? Ca să devină mai macho și acu liniște, că trebuie să dorm! Adică dacă tragi de mașină, devii mai macho? Da! Acum crați-vă! Filoi, hai și tu să tragi de mașină puțin. Hai, să vedem care e efectul. Hai, dragă, termină cu prostiile. Ăștia îți mai joc de tine. Adică vrei să fac hernie ca Băsescu, ce? Corect! Că da, domn Băsescu are numai consiliere de-alea tinere, așa că trage de mașină. Da, ai dreptate, da. Hai, uite, dacă nu vrei să tragi de mașină, măcar hai să luăm roaba aia de la Ghiazi, să tragi puțin de ea, să vedem. Hai, nu mă nebune, roaba, ha? Tu nu știi ce vorbești? Vrei să nu trag de nimic, da? Clar. Hai, mă, Bubiloi, te rog eu frumos. Nu, când îți zic nu, nu. Am zis să mergi acum să iei roba de la Ghiazi, să te-am pus să tragi de ea, fiindcă eu sunt o femeie însărcinată și sunt irascibilă! Acum la șoferă! Ce mușcă aveți? Mă duc să fac un duș și când mă întorc, vreau să văd cât de macho te-a făcut împinsul, da? Bibiloi. Bibiloi. Alo? Păi ce faci, trași, că deja ai adormit? Am niște emoții, dar pe cine mai așteptăm, preasfinte? Pe Mărlanu, că m-a rugat să aranjez o probă la un film. Ce bun ești! Ce bun ești! Am fost bun mereu, Chiorete, dar n-ați avut ochi pentru mine. Așa e, iartă-ne că ne-a orbit păcatul. Ce Doamne, iartă! Ce dragă nu mai vine la o dată, nu știu! Te omor, mă! Te omor, arghitear foc! Mărlane! Ce aveți, frate? Ce-a trecut cu mașina peste mine, l-omor! Am salvat bara de la mașina lui șeful, că altfel o rupe nebunul! Te omor, mă! Pe cine faci tu, mă, nebun? Pe mine, mă! Mărlane, ajunge, omule! Vrei să întârzi la proapă? Ce probă? Cum? Aoleu! Proba, unde mă duc eu așa, nu vezi cum arăt? Ce mă fac eu, cum mă prezint la oamenii acolo așa? Mărlane, du-te la proba, aia se acoperă cu machiaj, marci odată că te așteaptă oamenii aia. Care oameni? Bă, Chiorete, eu mă duc să vă spun din machiajul. Dacă vine și întreabă de mine, mă chem, da? Da, domn Serge, știți-mă că mă chem.
Loricica, să știi că... Nu, mi-e bine, știi. Loricica, să știi că eu am venit doar să te întreb dacă tu ești supărată. Loricica? Poftiți, vă rog. E de acord să mă bază? Bineînțeles, a pregătit și platoul. Dar nu trebuia să deranjeze, că eu am mâncat pe drum ceva să... Mă vad... Vă rog? Loricica, să știi că eu am venit doar ca să... Loricica, unde ești? Hai, bă, gogoașă, bă, pe unde umbli? Zic ce mama n-ai bifat, că ai zis că se ia la machiaj. Păi nu se ia? Păi tu nu vezi că nu se ia, se întinde. Păi du-te înapoi la machiaj să te facă negru peste tot, ca să se acopere pata. Bă, știi că nu ești prost? Tot timpul. Gata, proba. O să-i trimite răspunsul la unitate. Ce probă? Păi nu asta era pentru probă. Dar cine? Umflatul ăla care e la machiaj. Pe ăsta l-am adus să discute cu Lori. Lori e răcită, n-a venit azi. Bă, păi și atunci tu ce mama ne-ai făcut acolo? Am discutat cu alta. Dar, fapt, prea am discutat, mai mult am făcut-o. Dacă am să dezirez, sunt mort. Adică tu... Iartă-mă, Doamne! Am luat repede. M-a băgat tare într-un platou și mi-a zis să mă despui. Eu am crezut că așa o vrea Loricica să mă vază, ca și ea e obișnuită mai nou acum. Și până să văz eu că nu vine Loricica, hap, una călare pe mine. Ce să mai fac, Doamne? Că sunt și eu tiner, n-am mai avut ce să fac. Stai liniștit că nu o să afle nimeni. Dar dacă tu ești încălzit, hai, fugă mai la unitate și rezolvă treaba și cu Dezire. Hai. Și dacă nu vrea? O să vrea, mă, ascultă-mă pe mine, că știu eu ce spun, hai. Vrea. Hai, dacă zice îngerul meu, haide. Vrea sigur. Dezirat! Dezirat, dracu' baftă de începător. Ia zi, mă, cocoașii, bine așa. Da, e beton, e perfect, baftă. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Nu mai rezist! Dezbracă-te! Te vreau acum și aici! Nu, tu chiar crezi că eu sunt Loricica ta sau panaramele alea cu care te întinzi tu? Până nu-și cer scuze pentru ce ai făcut, nu te atingi de mine. Înțelegi, măgarule? Uite ce tu pe oare! Ieși afară, mă! Te zirec, dar eu... Ieși, am zis. Și te duci la Loricica, dacă nu-ți convine, da? Ce-a zis? Îl omor! I-am rupt, bă. Am făcut ravage, bă, i-am terminat pe toți, i-am dat pe spate. Potoliți-vă pupă, să v-am zis! Aodată am și o bucurie în viață și pe asta mi-o stricați! I-am terminat! Ai auzit?
Ai auzit ce a făcut domnul sergent? I-a terminat! I-a dat pe toți pe spate! De ce? Fiind atras de mașina lui șeful! Marș la mașină, trașcă! Marș, Mimiloi! Marș, 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 marș! De-abia aștept să vie rezultatul, bă! Ah, tu omor! Stai, vandame, potolește! Jur că nu mai pun mâna pe mașina lui șeful, viața mea, jur! Bă, Chiorete, bă, stai mai nebunit! Ah, de ce câine? Mai pără lu Deziret că m-am văzut cu Loricica. Că știi bine că nu e adevărat, nici m-am văzut cu trânsa. Eu, bă, țupitule, eu nu m-am văzut cu Deziret de două zile, idiotule, poți să-și întreb! Domn sergent! Au venit niște plicuri de la nu știu ce studiouri, dar dacă mă mai alergați pe acip în unitate, eu nu vi le dau. Hai bă, că nu te mai alerg, că mi-a trecut, aia a fost așa. Hai, dă-le cu abersiva, dă-le. Hai, zi chiar focus, poate mai mă pui să alerg după te, te găsește dracii. Fiți atenți aceea, bă. Prestația dumneavoastră în studiourile noastre a fost ravisantă. Sunteți cel mai bun cotat în domeniu. Ca dovadă vă oferim un contract de exclusivitate pe un an de zile. Semnat? Un doctor, nu scăriță de semnătura. Domn sergent, mă scuzați, ăla este plicul pentru domnul caporal Chiorete. Celălalt plic este pentru dumneavoastră. Păi vă dați seama, dacă ăsta a primit contract pe un an, eu care nu spun cât de tare sunt eu, înseamnă că am primit pe viață contract, bă! Ce, mă? L-au respins. Ce că e prea slab dotat pentru un negru. Vă zâreați, bă? Pe mine m-a luat? Dracu! Mă află Deziret? Emelnicu, cred că special m-a pus să mă vopsesc, ca să mă scoată din competiție, să mă arate la oamenii aia că eu stii competenț, mă, să mă termine definitiv, auzi? Și eu care l-am crezut tânger. Înger, pe dracu, dacă mai era înger, te mai turnai la Dezire, mă? Sau cerea mie bani ca să mă ajute eu fratele lui care l-am considerat ca pe fiul meu? Da, și-a făcut mișto de mine în tot timpul, în tot timpul. Ei, lasă că-i arăt eu, dacă nu ți era acolo. Da, eu, să vezi ce-i arăt eu, să... Arătăm cu toții. Am o idee. A, ia uite-l pe domnul Unger. Ăsta și-a luat rolul serios acum. A, Gogoașa. Ia vină, mă, coace, să discutăm noi niște chestii. Îngerașile, ia vină, tău, încăce. Lasă la mine! Șeful, am greșit locația, șeful! Șeful, vreau să revin la bază, șeful! Șeful! Bă, cu dracu a făcut chestia asta? Șeful ăsta era înger adevărat. Era îngerul meu. Aoleu, mă, nenorocită! Înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu? Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Iartă-mă, luminate, iartă-mă că adineaure a fost o confuzie. Întrupează-te, te rog, din nou și vine înapoi. Confuzie, a? Ai ajuns să te deghizezi în soldat, diavol nenorocit ce ești. Și acum vrei să pui mâna pe noi. Fii, satană!
Prea luminate sunt, eu Chiorete, azi! Nu sunt Santana! Ce, că m-ai văzut pe mine cu vreo chitară? Nu mai da! Ăsta e un costum, l-am uitat pe mine din greșeală! Iertare, nu mai fac luminate! Nu mai da! Mărlane, zi ce urmărești? Eu nimic, uite să mor tu dacă urmărești eu ceva. Să mor parte de tine. I-am făcut praf pe toți bărafagii, i-am dat pe spate la fagii. Hai. Hai, șefu, scoate-ți-o măcar să vedem cum arată. Nu pot, pentru că este sigilată. Și oricum v-ați uitat la ea ca la un OZN-ul, că e super sofisticată. Trebuie să vină specialiștii să vă învețe să trageți cu ea, că eu habar n-am. Dar ce știe să facă dacă e așa sofisticată? A, face și ecografie, că bănuiesc că asta o interesează pe trânsa. Sunt arme super inteligente, iepurași. Măcar armele să fie super inteligente, dacă sergentul nu e. Și aici nu mă referam la gogoașă. M-a făcut non-inteligent șeful. Și bănuiesc că vrei să-i confirmi descoperirea, nu? Hai, toată lumea la inventar, că acum vine aia și trebuie să ne predăm dotarea veche și nu suntem gata. Mărlane! Sper că nu lipsește nimic. Nu lipsește, șeful, nimic. Să n-am parte de... Da, alea două încărcătoare care... Taci! Să n-am parte de gogoașe dacă lipsește ceva. Stai, mă, liniștit. Până diseară să fie inventarul gata. Da? Da, să treci! Domn sergent, trebuie să-mi dați încărcătoarele alea înapoi, că... Ce încărcătoare, mă, ce încărcătoare? Și eu n-am pierdut niciun încărcător. Ce mă faci tu pe mine, uitoc și prost? Nu le-ați pierdut, domn sergent. Le-ați vândut. Așa, da? De ziua lui... Taci! Ca să luați cadou atunci pentru el. Taci, că te nevoresc! Cu 40 de, știi... Da, bă, tu vrei să mă bagi la pușcărie? Domn sergent, dar trebuie să-mi le dați, că le-am luat de la magazin și le-am luat pe inventarul meu. Că ți le dau, disperatule. Iepuraș, trașcă, să-mi predați încărcătoarele că trebuie să le predau. Lăsați șeful că le predăm noi. Fă tu comentezi ordinul superiorului. Eu sunt șef, eu le predau. În locul alea două care le-ați vândut dumneavoastră ca să-i luați cadoul. Taci! De ziua! Taci! Taci, am zis, e un ordin. Unde dracu ia eu două încărcătoare acum? Auzi, șeful, lăsați-le încolo de încărcătoare, că vi le dau eu pe ale mele. Mersi, prietene. Mersi. Bă, vezi că ai promis.
Dacă mi-arăta și mie arma aia nouă. Bufuiați-l nebunii de binele! N-ați auzit că e sigilată? Iubi, nu se poate acum, că am treabă. Vin aia în control și trebuie să termin inventarul. Măi, te ajut eu. Hai că uite, începem inventarul cu uniforma ta. Hai să văd și eu ce număr ai. Măi, femeie, stai că nu mi-arde de chestia asta acum. Te rog eu frumos, du-te acasă, fă-te frumoasă și... După aia... Adică ce? Acum sunt urâtă sau ce? Nu, Doamne ferește, n-am vrut să spun asta. Sexy, știi tu? Și când termin treaba, vine acasă și ne hărjonim cât vrei tu. E, păi atunci rămân aici și te ajut, ca să terminăm mai repede, da? Nu, că are cine să mă ajute. Cine? Soldații, normal, nu? Hai, te rog eu frumos, du-te acasă, că dacă stai aici nu pot să fac nimic, că mă tentec. Unde mama dracului or fi? Sub soldat trebuie să fie trași, că vezi că sunt argintiți și cu cifre ștanțate. Trașcă, o singură dată dacă mă mai miști, îți sparg oja asta în cap. Păi aia mișcă-te, fă și caută și tu, cine este proștii tăi? E, na, sigur. Acu ce-i vrea, să mă ridic de aici, să-mi stresez bebelușul, să-l bag pe sub paturi pentru tine? Ce-o fi așa de stresant să cauți niște plăcuțe de inventar? Când ai manicura proaspăt făcută, este! Hai mă, Bibilico, nu te mai supăra degeaba, dă-te puțin mai încolo, o să caut ca lumea. Așa, stresează-mă, bestie ce ești! Știam eu! Din prima clipă nu l-ai vrut și n-ai avut curajul să-mi zici! Trașcă, te sinucizi singur sau te ajut eu? Șeful, poți să... Stai, mă, locului! Ai zis că doar te uiți! Ce vrei să dăm de belea cu șeful? Doar mă uit, dar lăsați-mă să... Păi uite-te cu ochii, nu cu vreascurile! Ce ai ochii dește? Hai mă, șeful, ce n-ai bea? Măcar un pic așa să ne facem și noi o idee despre cum funcționează. Că dacă ne întreabă ăia termeni tehnici ceva și nu știm, ne facem de câh! Măcar să văd de unde se pornește. Poți să... Să stai, ce bătoți mă întreb pe mine? Treabă și tu pe Gogoașe, că și ăla-i sergent, trebuie să aibă și el responsabilități, nu numai eu. Poți să... Bă, poți, dar nu apeși pe nimic, da? Domn sergent, vă jur, ce naiba, suntem profesioniști, nu? Dar unde naiba are asta ascunsă tragaciu? Că de o jumătate de oră m-am uitat la ea și n-am văzut pe ea. Nu știu, bă, Chioreta, ai răbdare să mă uit, să văd și eu de unde se pornește. Păi ești împit, ai spus că nu apeși pe nimic! Relaxați-vă, domn sergent! Relaxați-vă, că nu are ce se întâmplă! Nu vedeți că nici nu are trăgaci? Ce naiba? Păi și atunci cum trage? Păi ești împit, neomor, pe toți, oprește-te! Intenționat ați făcut-o! Să-mi stricați mie bunătate de manicură, nemernicilor! Hai, care a tras? Ziceți! N-aveți curaj? Trag și eu, fac și eu aceleași glume ca și voi! Sunt gravidă, sunt labilă psihic, nu mai am discernământ, pot să trag! E prost, stai cu mine, e prost, te-ai tâmpit, termină! Care tragi, mă? E puraș. Mă, tu vrei să ne omori pe toți? Nu, șefu, știți, eu doar... Ce să știu, mă? Pe tine te-a tâmpit sarcina asta? Nu mai ai pic de discernământ? N-are șeful, n-are, a recunoscut mai devreme. Trașcă e martor. Marș și în birou meu imediat, că cine știe ce tâmpenii mai face? Dă-i drumul la ăsta! Ai văzut, Trașcă, cum muream ca proștii? Dar nu am tras, eu jur! Dar cine a tras, mă, mama? Ce, mă, tare pistol? Idiotule, puteai să ne omori pe amândoi! Da, și pe mine! Te-aș băga, tu ești neinteresant! Pe amândoi, adică pe mine și pe sergentul Mărlanu, că asta vrea să ne lichideze, să ne ia gradele! Așa, mă? Nu să trăiesc, dar a tras singură ca proasta. Armă inteligentă să tragă singură ca proasta? Tu nu vezi ce nonsens, pui? Zi, idiotule, pe ce ai apăsat că te crăp? Și eu.
Pe nimic jur, dar eu nici măcar nu știu cum trage. Cum poți să oprești-o că te găsește, dragi? Nu pot! Atunci dreaptă leapa spre gogoașă! Cum ai oprit-o, mă? Dar n-am oprit-o eu. S-a oprit singură. I s-au terminat gloanțele. Mai bine dă-l încoace, tâmpitule, că m-am prostit faci. S-a terminat gloanțele. Am încurcat-o. De unde mama dracului face rost de gloanțe? Zic că te omor. De fapt, ce-l interesează pupă noi? Pe armă ia prietele lui Pupăză. El răspunde pentru asta. Ține-o tu, gogoașe, că-mi pupă să n-am încredere. Idiotul! Acum s-a prietele tale, parvă! Tu o să cazi la bulon și te-ai și gradele. Ajutați-mă și pe mine, șef! Dă una, măce mea! Ăștia trag ca să-mi consume muniția, să ies eu prost la inventar. Ei, omor! Haideți mai cu vână, că m-am îngreunat ră... Șeful! Ați pățit ceva? Trașcă, sper că nu crezi vreo tâmpenie. Eu doar o... Nu, șeful, doamne ferește, cum să crezi eu? Ai găsit plăcuțele alea? Nu! Da, mă duc să le mai caut! Du-te, du-te! Bine... Da. Să trăiți, doamna comandant, trașcă sunt. Ce-i trașcă? Șefa, avem o problemă. Vă raportez că bibilica mea și cu șeful... Mersi, Barusane, îți rămân dator. Ce ai zis? Mi-a dat numărul de telefon al unuia care face rost de orice. Traficant? Nu, Chiarete, profesor universitar. I-au dat studenții niște arme și pagă ca să-i treacă la examene și acum are nevoie de bani. Extraordinar! Unde a ajuns învățământul românesc, șef? Ați văzut? Orlane, la ăsta nu te mai ustură ochii? Hai să ne îmbrăcăm în haine civile, că dacă ne văd aia în uniformă militară, ne umple pe noi de gloanțe, nu geanta. Pupăză, ia și notează seria de la armă. Eu nu pun mâna pe aia, domn sergent, să-mi rămână amprentele, nu? Corect, sergent. Amprentele, ce-a rămas amprentele? Capitul, ați v-ați pușcărie! Pușcărie! Adio, grane! Face pușcărie! Da! Măi, eu nu înțeleg unde sunt. Șefu, dar cum arată numerele astea de inventar? Măi, sunt niște tăblițe mici, argintii, și au niște numere ștanțate pe ele. Tăblițe argintii? Da, dar nu înțeleg, parcă le-a scos cineva pe toate. Asta mai întrebe. Să zic aia că am schimbat mobilierul. Auzi? Nu mai bine te duci tu să o chem pe Emma, că este economistă. Ea trebuie să știe sigur pe unde pun ăștia tăblițele alea de inventar. Am fugit. Hai, fugi. Hai că te așteaptă șeful, ai repede. Ne dar grăbim. Ce vrea? Îți explic pe drum. Stai, mă, ce vrea? Mister este excepțională, dar pe noi ne interesează muniție pentru așa ceva. A, dar de ce n-ai zis că ești cunoscător? Azi dimineața am produs arma asta fix pentru tine. Sunteți și fabricanți?
E, vorba vine. Am ciorbit-o chiar dintr-un convoi NATO. E, vă dați seama ce fraier sunt aia dacă le-am luat-o fix de sub nas? Dar dacă vă interesează, vă fac un preț bun, bun, bun. Noi vrem doar încărcătorul. Îmi pare rău, dar nu pot să o dau pe bucăți. Arma cu tot cu încărcător. Încărcătorul separat nu-l dau. Vă luăm cu totul, dau măsă. Aduc oasă, vedem. Ultima fiță în domeniu, pe sistem. Uite, poftim. Declanșator cu comandă vocală. Airbag. Trapă. ABS. A avut și brăduț, dar l-am pus eu la mașină. Știi cum funcționează, știi? Știm, sigur că știm, dar Pino, mai arătați-ne dumneavoastră uite, cum să... Uite, uite, de aici se pornește. Știi, mă, frate, și de aici... Și de aici trage! Mister, dar unde se oprește? Dacă să... Ați văzut că mă pricep să-l opresc? Vă pricepesc pe dracu. I s-au tăinat gloanțele și roa asta. Zici tu că... Oh, mai zile la peți, ne mai dau rând de gloanțe. Zile tu, mă, idiotule. Păi cine faci tu, mă? Tu? Au? Ține tu ăsta un pic. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, prostul familie, am prietene tale, sunt pe armă, aia e mărți. Direct la poliție mă duc, dacă nu faci tu pușcărie pe viață să te... Rămâneți cu noi, revenim imediat. Ce să caute acolo? Asta se pune în interiorul mobilei ca să fie ușor de citit. E acolo, în fund, o văd. Unde, mă, unde? În spate de tot, tu n-ai cum să o simți. Eu am simțurile mai ascuțite că eu sunt gravidă. Hai să mai depărtăm. Acum e mai bine? Un pic. Împinge-ți mai tare, șef! Așa e bine! Așa e bine! Nu mai pot, sunt obosit! George, deschide imediat ușa! Stai un pic că m-am înțepenit! Te-ai înțepenit, a? Te omor, maidanezule, te omor! Ușor, deschide-ți imediat ușa, vă omor! Deci de asta nu vroiai să intru, a? De asta! Ăștia sunt colegii tăi care te ajută, a? Ăștia sunt! Te omor, mă! Acum ai înțeles? Dacă găseam nenorocitele alea de plăcuțe, la ora asta eram acasă cu tine, să ne hârjonim așa cum am vorbit. Dar parcă au intrat în pământ, parcă am fi la X-Files aici. Bibelico, dacă tot ți-ai pus în gând să mă înșerc cu toată unitatea, ia-ți și geanta și pleacă acum din cortul meu! E puraș. Aia este a ta? Știți, mi-au plăcut și mie că sunt lucioase. N-am știut că vă servesc la ceva. Fetele alea din prezentarea de la Levința aveau și ele pe poșete așa ceva. Îmi place și mie să fiu trendy-flendy. Vă felicit, domnilor. Dacă arma ar fi ajuns în mâinile teroriștilor, am fi încurcat-o rău de tot. Bravo, comandante. Dar te-ai luptat serios cu ei, nu glumă. Păi după ce am terminat gloanțele din cele două pistoale, i-a atacat șeful și i-a anihilat sigur el, m-a capet de gură, le-a dat. Sunt mândru de tine, colonele. Cum vi se par noile arme, domnilor?
Sunt super șeful, păcat că au doar 15 gloanțe. Cum 15? Au 150, caporal. N-are șeful, dacă spune-o tragi 10-15 secunde să termină. După care dai comanda încarcă și se reîncarcă singure, că de-aia au comenzi vocale. Adică sunt cu comenzi vocale? Exact. Poftim, uite, o pornim. E goală, da? Încarcă. Acum e full. Ia, vezi, Gogoașe, că e full. Și acum trage? Uite ce-ai făcut, tâmpitule? Ți-am zis, pușcăria te mănâncă, șeful! Aduce-ți încoace să-i luăm apretele după pistol, că-l mănâncă pușcă! Trage! Sper că nu lipsește nimic! Nu lipsește șeful nimic, să n-am parte, dar... Da, alea două încărcătoare... Să n-am parte de gogoașe dacă vă vin. Stai mă, distingă, nu e nicio problemă. Gogoașe, nu mai revede, nu revede. Da, nu îți face... Stai, distingă, nu-i nicio problemă, nu-i nicio pușcărie pe viață. Dar pârle le nu le-a dat. Tot, tot după gogoașă, vin din tot. Dar pârle le-a apărut. E, dacă am început cu de-astea... Masaj! Poți să ne hai, șeful, scoateți-o măcar să vedem cum arată. Gata, măcar! E de la George, gata, îmi bag picioarele. El a zis că... Eu am hai, zis... George, treci! De la George, e gata? Hai, George, vină mână! Hai, hai, hai! Hai, șeful, scoateți-o măcar să vedem cum arată. Nu pot, mă, că e sigilată. Hai la o țigare! Hai la o țigare! Dar ce știe să facă de așa sofisticată? Face și ecografie, făi! Nu se aștepta să fie ce poantă bună ai dat! Dar ce știe să facă de așa sofisticată? Face și ecografie, făi! Nu se aștepta să fie ce poantă bună ai dat! Dar ce mă tot mă întrebă pe mine? Treabă și pe Gogoașe, că și ăsta e sergent, cel mai eu să am responsabilități. Ce? Hai dreptate, treabă pe mine. Ia-l, mă. Mărlane, la ăsta nu te ustură ochii? Hai, hai să mergem o dată, că nu ne așteaptă la 7 ore. Dar să ne schimbăm în uniforme civile, că dacă ne vede în uniformele astea militare, ne umple alea. Uniforme civile. Da, idiot! O, zei! Să ne schimbăm în uniformele civile! Sunt și fabricanți? E, vorba vine, am ciordit-o într-un convoi NATO. Și-a dat el seama, Michitelu, am cum zis. Așa, mă! Da, mă, trebuia să lasă, da, ministru, sunt excepționale, bă! Extraordinare! Da, bă, de la ce și Michitelu de intrarie de luat?
that, put that, grab.